În Alta curte de justiție se conformează deciziei Curții Constituționale și schimbă componența completurilor de judecători de la Instanța Supremă. La data de 9 noiembrie 2018, orele 10, la sediul în altei curți de casație și justiție, sala secțiilor unite, vor avea loc în ședință publică tragerile la sorți pentru desemnarea membrilor completelor de 5 judecători pentru anul 2018, având în vedere decizia a Curții Constituționale a României din data de 7 noiembrie 2018, prin care s-a constatat existența existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament pe de o parte și în altă curte de casație și justiție pe de altă parte, a transmis Instanța Supremă printr-un comunicat de presă. Curtea Constituțională a admis sesizarea premierului Viorica Dăncilă în acest sens. Decizia CCR vine după ce a intrat în vigoare noua formă a legii de organizare judecătorească, introdusă de PSD, care schimbă algoritmul de a judecătorilor din completurile de 5, nu mai există membrii de drept, iar toți cei 10 judecători se aleg la începutul fiecărui an prin tragere la sorți. Până acum, președinții celor două complete de cinci judecători, ca membri de drept, erau vicepreședintele în altei curți și șeful secției penale, iar ceilalți opt membri, câte patru pentru fiecare complet, se alegeau la începutul fiecărui an prin tragere la sorți. Liviu Dragnea este judecat în prezent în apel de un astfel de complet de cinci judecători în dosarul angajărilor fictive de la Consiliul Județean Teleorman, după ce în primă instanță a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Președintele PSD a criticat în urmă cu câteva săptămâni faptul că magistrații de la Curtea Supremă nu respectă modificările aduse la legea 304 per 2004 promulgată în luna iulie.